Iași, și bine ați revenit la cea de-a doua zi a evenimentului nostru, Zilele Rezervației Forestiere Pădurea Tătăruș. În cadrul acestui festival, de fiecare dată, noi marcăm și date legate de existența noastră ca și localitate, ca și atestare documentară, dar și date privind existența noastră ca și unitate administrativ-teritorială. Asta însemnând înființarea Comunei Tătăruș. Vreau să vă spun că ieri, în prima zi a festivalului, după părerea mea și a celor cu care am discutat, a fost o zi plină, o zi cu succes, atât la Căminul Cultural, dar și acea manifestare dedicată în special tinerilor în vatra satului la Cruce, pe scena special amenajată, o discotecă în aer liber, unde am avut plăcerea să primim o trupă din Germania, Dagus Project, grupul ERE, și au evoluat cu succes și interpreți de muzică ușoară și populară de la Tătăruș. Încă de la început vreau să mulțumesc și să felicit pe toți cei care au ajutat la demararea acestui eveniment și toți cei care au venit au rămas impresionați de ceea ce înseamnă sărbătoarea la Tătăruș, ceea ce înseamnă instituții publice, administrație și au rămas impresionați de localitatea noastră. Repet, îmi place acest lucru, sunt sigur că și în dumneavoastră se trezește acest orgoliu al mândriei în momentul când ți intră cineva în curte și se bucură de ceea ce găsește acolo. Astăzi, manifestările încep la Clubul Căminului Cultural. Cum am spus mai devreme, vom marca 150 de ani de existență a Comunei Tătăruș. Acest lucru a început odată cu reformele lui Cuza, Alexandru Ioan Cuza, la 1864. De asemenea, vreau să vă spun că tot astăzi, aici, este un moment foarte important legat de ceea ce a însemnat și probabil poate, se poate revigora Brigada Artistică. Un grup care ne-a reprezentat cu succes și cu multă mândrie acolo unde au mers la festivalurile din țară. Și aș aminti numai un festival deosebit, cred că este chiar internațional, Festivalul de la Macea, unde au reușit să ia premii și diplome cu care noi tătărușenii ne mândrim. Vreau să-i felicităm și să le mulțumim așa cum se cuvine. De asemenea, un alt moment va fi cel legat de Zilele Rezervației, un simpozion pe teme de ecoturism, care va fi prezentat de domnul profesor Gafița Dumitru. Iar în intervalul și parcursul celor o oră sau două, va veni și domnul Valentin Talpalaru, prietenul nostru, și noul nostru prieten, Radu Ștefan, cântărețul de muzică folk. Iar în jurul orelor 12 și ceva ne vom deplasa cu toții, cu microbusul, cu mașinile, în rezervația forestieră, unde vom organiza acel concurs de orientare turistică. Deja copiii și domnul Mirel Lază, cel care se ocupă de acest eveniment acolo în rezervație, sunt în teren. Iar
începând cu orele 16, la în vatra satului La Cruce, pe scena în special amenajată, va avea prima zi a festivalului spectacol, unde vor evolua atât interpreți ai locului, dar și nume sonore din muzica populară și ușoară românească. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a îngăduit ieri și vremea să fie frumoasă, sper și astăzi și mâine, iar de luni poate să plouă. Ca să nu mai pierdem timpul, te invit pe cei doi domni profesori, domnul Vlăduț Gafița și domnul profesor Alexa Puiu, să ne prezinte ceea ce înseamnă Comuna Tătăruș 150 de ani. Vă rog. Vă mulțumesc. Bine ați venit tuturor invitaților. Haideți să... Nu. Prefer să stau în picioare, obișnuință, să devin profesional. Am stat și m-am gândit despre ce ar trebui să vorbim legat de unitatea administrativă numită Comuna Tătăruș. Dar până ajunge propriu zis la Comuna Tătăruș, ar trebui să facem o foarte scurtă intruziune în istoria administrativă modernă a României. Până la Alexandru Ioan Cuza, tot ce însemnau sate, cătune, localități sau târguri, orașe în țările române, în principatele române, Moldova și Țara Românească, au stat sub semnul medievalității, atât din punctul de vedere al subordonării față de domnitor, față de sfatul domnesc al boierilor și apoi e firesc să vorbim despre organizarea administrativă medievală a satelor din Moldova, pentru că asta ne interesează acum. Această organizare administrativă medievală presupune existența unor unități administrative de tip, să le spunem, ofale, care mai târziu se vor transforma în județe. Trecerea aceasta spre epoca modernă a fost uneori dificilă, pentru că trebuiau preluate niște modele străine. Nu aveam, să spunem, fondul modernității în privința organizării administrative, de aceea moldovenii și muntenii, prin, și românii, prin unirea lui Alexandru Ioan Cuza, au ales modelul francez. Un model francez care, practic, a însemnat tot ceea ce înseamnă pentru principate și apoi pentru România forme de organizare. Revenind la subiectul nostru, începând cu anul 1862, apare un regulament de organizare a comunelor, acest regulament de organizare a comunelor dă câteva direcții generale, ca apoi, 2 ani mai târziu, să se promulge legea comunală a lui Alexandru Ioan Cuza. De ce au durat acești 2 ani în privința organizării? Pentru că între timp trebuia rezolvată chestiunea proprietăririi țărălimii. Fără proprietărirea țărălimii nu se putea face o organizare administrativă, să zicem, stabilă. În genere, demografii și istoricii consideră că evoluția administrativă modernă a României a stat sub semnul instabilității. Începând cu Alexandru Ioan Cuza și până la 1968, ultima organizare administrativă a României, deseori comunele, orașele și-au schimbat denumirea, și-au schimbat limitele teritoriale în funcție de diversi factori. Factori geografici, factori culturali, factori de natură etnică uneori, sau de evenimente mai mult sau mai puțin neprevăzute, precum războaiele mondiale. Dacă este să vorbim de această lege foarte importantă de organizare a comunelor în România modernă, lui Cuza, din 1864, ea impune un principiu extrem de modern păstrat și astăzi, și anume principiul descentralizării. De ce spunem asta? Pentru că comuna devine o unitate administrativă complexă în care satele
sunt structuri autonome ce puteau să se lipească, să se separe în funcție de dorința locuitorilor. Un alt principiu important preluat de la modelul francez îl reprezintă nu neapărat fiscalitate de data aceasta, ci numărul populației. Pentru ca o unitate administrativă de această complexă să devină comună, era impusă o regulă la 1864 să spunem să existe un minim de 100 de familii sau un număr de minim de 500 de locuitori. Comunele în epoca modernă și apoi în cea contemporană după 1918 aveau, să zicem, o subordonare destul de directă față de guvern. Practic, primarul deseori este subordonat în foarte multe atribuții de ale sale guvernului și prefectului. Pe lângă comune, până în perioada comunistă, până prin anii 50, mai apar o serie de unități care înglobează mai multe astfel de comune. Acestea se numeau plăși, singular o plasă. O plasă cuprindea mai multe comune și astfel Tătărușul a făcut parte foarte mult timp din diverse astfel de unități administrative numite plăși. Și ca să arătăm puțin această instabilitate de la nivelul țării și practic și pentru nivelul comunei Tătăruș, dați-mi voie să enumăr o scurtă evoluție administrativă a comunei Tătăruș. Așadar, în 1864, comuna Tătăruș făcea parte din plasa Moldova, formată din satul Tătăruș. În 1871, aceasta include satul Iorcan. În 1875, este desfințată comuna Tătăruș, satele Tătăruș și Iorcan fiind incluse în comuna Drăgușeni. În 1887, este o comună în plasa Moldova, parte comuna Tătăruș din plasa Dolhești. În 1908, este comuna în plasa Lesres. În 1925, pierde satul Uda, care devine comună de sine stătătoare, formată din satele Uda și Broșteni. În 1929, este comună în plasa Pașcani, alcătuită din satele Broșteni, Conțești, Iorcani, Probota, Tătăruș, Uda și Valea Seacă. În 1942, din nou comună în plasa Dolhasca. În 1950, este comună în raionul Pașcani, regiunea Iași. Deja comuniștii preluaseră modelul sovietic în privința organizării administrative. În 1952, Tătărușul pierde satele Proboda și Broșteni, însă include Leordișul, Pietrosu, Țibulea și Vâlcica. În 1954 este formată din satele Iorcan, Pietrosu, Tătăruș, Uda și Vâlcica, care în 1968 să fie comună în județul Iași, cam cu structura de, cu structura de astăzi. În privința unei scurte evoluții istorice, comuna Tătăruș, ca de altfel toate comunele din România, să spunem, sunt afectate de marile evenimente legate de unitatea națională a României, de diversele conflicte, pornind de la războiul de independență, primul război mondial și al doilea război mondial. De pildă, după marea împroprietărire realizată de Alexandru Ioan Cuza, tătărușenii, prin participarea unor locuitori la războiul de independență al României, primesc o serie de proprietăți. Vreo 34 de, să spunem, persoane, dar practic familii, sunt împroprietărite după războiul de independență. Sigur că aceste împroprietăriri au continuat și în perioada interbelică. Vorbim aici de legea de împroprietărire sau marea împroprietărire din 1921 realizată de către guvernul Alexandru Averescu. Nu întâmplător de Alexandru Averescu, pentru că acesta devenise în ochii țăranilor români în timpul primului război mondial un simbol. Mergând mai departe și să nu deviem de la subiectul nostru legat de administrație, în 1925 se produce legea de unificare administrativă a României întregite. Vechiul regat al României primește provinciile în ordine cronologică Basarabia, apoi Bucovina și Transilvania, toate cu structuri diferite de ceea ce avea regatul României. Ca atare,
această unificare administrativă trebuia realizată într-un timp destul de rapid. Unificarea administrativă venind, desigur, împreună și cu o lege electorală din 1926, care, să spunem, confirmă unitatea politico-administrativă a României Mari. Pentru perioada interbelică, la prima vedere, să spunem, Tătărușul n-a ieșit foarte mult în evidență, dar în privința celui de-al doilea război mondial și tătărușenica, de altfel toți românii și-au adus, să zicem, prin nosul de sânge în acest al doilea mare conflict, și asta este confirmat, acest lucru este confirmat și de monumentele existente în comună și monumentul din parc și de la biserici și așa mai departe. Lucru valabil, desigur, și pentru primul război mondial. În prezent, sau să spunem după 1989, Comuna Tătăruș, ca și celelalte unități administrative din jurul nostru, din Moldova și din România, în genere, a trebuit să facă față unei instabilități politice inerente, determinate de trecerea de la un regim totalitar la unul democratic. Unii vorbesc de o democrație mai mult sau mai puțin originală, până la urmă, această democrație a revenit cu suișuri, cu coborâșuri, cu lumini, cu umbre, cu plusuri, cu minusuri, după o epocă de totalitarisme începută din vremea lui Carol al II-lea, odată cu regimul autoritar din 1938. A urmat regimul autoritar sau dictatorial, spuneți-i cum vreți, al lui Antonescu, al doilea război mondial și lungul regim totalitar comunist, care durează în linii generale din 1945, alții spun odată cu Republica Populară Română din 1947 până la 89. Și în Comuna Tătăruș, după 1989, s-au perindat diverse consilii, diversi primari de la diverse formațiuni politice, fiecare dintre aceștia aducându-și pe cât au putut, pe cât au dorit, pe cât le-a permis situația generală politică și economică a țării, aportul la dezvoltarea economică, administrativă, politică a Comunei Tătăruș. În prezent, fără să vă mai plictisesc, au existat și există din partea diverselor formațiuni politice ale României proiecte de reorganizare administrativă a țării. Și anume, revenirea la unități administrative mult mai mari decât județele, la așa numitele regiuni. Problema este următoare. Aceste regiuni, care desigur sunt incluse și comunele, au drept ca prim criteriu, criteriu economic. Și mai exact, criteriul economic de absorpție a fondurilor europene. Proiectul a rămas în suspensie pentru că există în lumea politică, dar și în societatea civilă, o întreagă discuție legată de această reîmpărțire a României. Să se păstreze tradiția istorică a județelor care să fie incluse în aceste unități administrative sau pur și simplu județele să dispară și aceste unități mari administrative să fie conduse de un gen de guvernator. Aici există un mare pericol și anume legat de știrbirea caracterului național unitar al statului român. O asemenea împărțire pur și simplu deseori fără nicio noimă de tradiție istorică, de tradiție demografică a zonei și culturală, aduce în față pericolul federalizării României. Ori federalizarea României, să zicem, ar da apă la mare unor minorități care deseori au niște voci prea puternice, prea intense. Desigur, fac referire, în primul rând, la minoritatea maghiară. Lucrurile deocamdată au rămas așa, în suspensie, vom vedea ce se va întâmpla după diversele alegeri. Dacă e să se facă, în opinia mea, o reîmpărțire administrativă a României, chiar cu unități mai mari, de genul regiunilor, ar trebui păstrate județele. Pentru că județele dau, să spunem, un gen de identitate
și locuitorilor din județul respectiv și tradiții culturale, economice, sociale a zonelor respective. Comuna Tătăruș a avut în ultima perioadă o dezvoltare, să zicem, economică destul de spectaculoasă. Lucrul acesta se datorează edililor, Consiliului Comunal și tuturor celor cu putere de decizie instituțională. E foarte greu uneori să poți dezvolta o localitate în condițiile în care există o discordanță între ceea ce se află din punctul de vedere al culorii politice la București, la Iași și pe plan local. Dar dacă există voință, lucrurile acestea pot fi făcute până la urmă. Nu voi mai insista pe niciun fel de considerente de acestea, pentru că veți putea spune sau gândi la un moment dat că am trecut de la istorie la politică. Până la urmă, noi vorbim de istorie contemporană. Conform scriptelor, istoria contemporană începe de la 1918, de la Marea Unire, dar așa cum știm că prezentul există așa pentru o secundă, pentru o clipă, în secunda 2 nu mai există acest prezent, prezentul respectiv devine trecut. Asupra viitorului nu ne mai pronunțăm pentru că nu suntem noi în măsură să ne jucăm nici cu continuu în spațiu temporal, nici cu altceva. Cel de sus se ocupă mai bine de lucrurile acestea. Mulțumesc și dau cuvântul colegului meu. În două părți. Este o parte a catagrafiilor, adică niște cronici fiscale, practic, și o parte a recensământelor moderne, care au început la anul 1864. Pentru un recensământ făcut de autoritățile rusești de ocupație la 1774, au fost înregistrate doar 4 case de vernici, adică 4 case de contribuabili. Cifra este prea mică, ori să știi că atunci cei care trebuiau să devină contribuabili, să mă ascundeau sau preferau să nu... Câtea prin păduri. Bun. Să nu uităm că în același timp, în acea perioadă, era războiul ruso-turc, da? Și tot atunci o parte din Moldova a fost luată de Imperiul Austro-Ungar, Bucovina respectivă. Bun. În 1893, în fond de caliuzilor, s-au înregistrat 192 de luze. Creșterea populației destul de mare. La fel, câțiva ani mai târziu, în 1820, catagrafia fiscală a Moldovei, 330 de birnici, 9 văduve, 10 slugi ale moșiei, 7 slujitori ai bisericii și 4 jidori orândari. Aoleu! V-aș vrea pe profesor, dacă sunteți amabil, eu sunt unul din acea care... Nu. Am cunoștința cuvintelor. Jidovii orândari erau cei care primeau spre administrație de la egumenii mănăstirii, crâșmile și răbălii. Contra unei sume pe care o plăteau... O singură persoană va aproba aici. Iar luze sunt contribuabile, sunt pus fiscale tăzi. Mazil... Pentru copii. Nu, aveau un fel de funcție militară. De pază mai mult și erau scutiți de anumite drepturi. Mici boieți, erau mici boieți. Privilegieți? Privilegieți, la fel, erau scutiți de drepturi. Scutiți de drepturi. Preoți, nu știu ce înseamnă. Dacă asta e bun. Ok. Să știți că în studiile demografice se spune că pentru perioadele mai vechi, secolul 18-19, o familie medie ar fi avut 5 membri. Și atunci s-ar putea înmulți aceste cifre cu 5 și s-ar da o populație aproximativă.
dar noi trebuie, nu știm coeficientul de sustragere a populației din înregistrare. Și atunci datele nu pot fi exacte. Asta este marea problemă. Ok. Mai târziu, în 1831, 210 birnici, un om fără căpătăi, un mazil, 4 preoți, 2 diacon, 4 frați. Păi, unul singur. Doi birnicheți, 2 scutiți de strajă, o bătrân și nevoie, 25 de văduve și 23 de slujbași volnici. O parte dintre ei, bătrânii, nevoinici, erau scutiți de bine. Pentru că se considera că sunt capacitatea fizică de a muncii atunci. Nu erau supuși birurilor. Bun. Ce se observă? Din 1774 până la începutul secolului al XIX-lea, populația crește foarte repede. Care este cauza? Cauza este migrația, pe lângă faptul s-au ascuns cei din 74 și au fost război, migrația dinspre Ardeal, românilor dinspre Ardeal. De ce au migrat românii dinspre Ardeal? Nu doar în Cătăruș, în multe sate din nordul Moldovei și în Bucovina. De ce au emigrat? Pe de o parte, acolo erau supuși presiunilor religioase, birurilor, fiscalității excesive austriece, iar pe de altă parte, domnitorii moldoveni, în dorința de a avea muncitori pe proprietăți, pe moșii, au dat niște privilegii, niște scutiri de taxe pe câțiva ani, posibilitatea oamenilor să-și organizeze cum vor ei viața în cadrul satelor. De unde știm de aceste migrații? Ele pot fi, nu, sincer, nu am văzut niciun document ca să dau seama cam cât s-au venit, dar să știi de pe unde, pe baza din două comitate principale, Zonul Dăbăca și Bistrița Năsănului. Aceste migrații sunt demonstrate pe cale etnografică și lingvistică. Cei care se ocupă cu lingvistica știu mai multe despre asta, nu mai intru la mănunte, nu are rost. Primul recensământ modern al populației, după criterii științifice, a fost făcut în 1863-1864. Cel din 1863 a fost prima dată publicat în Țara Românească, abia în 1864 în Moldova. Atunci s-au înregistrat 423 de familii. Dacă înmulțim cu acel indice 5, obținem 2115 locuitori. Scaunul te aștepta. Hai, îndrăznește! Știi cine a spus îndrăzniți? Eu am îndrăznit și am cucerit lumea. Două personalități ale Iașului sunt arhi cunoscuți la Tătăruș. Domnul Valentin Zalvararo, venit la Tătăruș de la prima ediție a Festivalului Didatic și Obiceiuri. Cu dumneavoastră am reușit să demarăm prima ediție, pe care cu multă plăcere îmi amintesc. Erau niște nămeți că au venit cu sânile și nu se circula în asta. Am venit pe jos, de la Heci. De pe jos am venit de la Heci atunci, da. de zloată. Deci mulțumim tare mult. Este însoțit de prietenul nostru, spune, domnul Radu Ștefan, cel care ne cântă și ne încântă, cel puțin anul trecut și aici, la Căminul Cultural, dar și în rezervație, să-l aplaudăm. Profesor doctor Liviu Babuc, director adjunct al Bibliotecii Mihai Dumitru. Istoric literar în convorbit literar din a cărei redacție face parte, are rubrica permanentă. Și doamna Olga Iordache este șefa filialei Păcurare a Bibliotecii Județene Gheorghe Asahi. Au venit trei bibliotecari la dumneavoastră. Ioana, trei bibliotecare pe cap. Da.
Ne bucurăm tare mult de prezența dumneavoastră și nu întâmplător invitația ați primit-o pentru ziua de astăzi, pentru că aici este o întâlnire de suflet și dumneavoastră sunteți prietenii noștri de suflet. Sperăm prezența dumneavoastră, suntem siguri, va aduce un plus de valoare evenimentului pe care noi l-am creat și fiind la a treia ediție, Festivalul Zilei de Rezervații Forestiere. Acestea fiind spuse, ne cere scuze domnul profesor că v-am întrerupt, era un moment și era mult necesar să îi primim așa cum se cuvine pe prietenii noștri și vă rog să continuați. Da. Urmează perioada recensământului modern, când datele sunt exacte. În 1899 s-au înregistrat 2686 de locuitori. Creșterea este ușoară până în 1912, până apoi până în 1930, când s-au înregistrat 3892 de locuitori. După care urmează al doilea război mondial, astfel încât creșterea populației este mai lentă. Dar imediat după al doilea război mondial, creșterea populației este bruscă. Să știi că după război, în general, populația crește, să știi de ce. Probabil ați auzit în Statele Unite, pentru că bărbații stau în război și... Da. Baby boom. Știți, ați auzit de baby boom în Statele Unite ale Americii. Același fenomen se întâmplă cam în orice. În 1966 s-au înregistrat 5939 de locuitori. Deja populația crește foarte mult. Iar începând cu această dată, până prin 1992, cifrele se mențin în jur de 5900 de locuitori. Nu vi le mai citesc, oricum e diferență foarte, foarte mică. Începând cu 1992, populația începe să scadă, ajunge la, ajungând în 2011 la 5319 locuitori, de la 5927. Este o scădere destul de accentuată. Urma care sunt cauzele. Pe scurt, observăm sporul natural, dinamica sporului natural în comuna Cătăruș, care, în general, până în 2004, sporul natural a fost pozitiv. Valori foarte mari, primeam din sporul, din 68. E, începând cu 2004, natalitatea este mai mică decât mortalitatea, sporul natural devine negativ. Un alt factor care influențează este sporul migratoriu. Sporul migratoriu care s-a menținut cu puțini ani la valori negative. Însă, cu mici excepții, sporul natural mai ridicat a reușit să contrabalanceze sporul natural negativ. Vedeți acolo o lăsare foarte mare a graficului în jos. Eu am dubii asupra acelei date, chiar dacă este de la Institutul, de la Direcția Județeană de Statistică, pentru că acolo ar spune că au plecat din Tătăruș 292 de persoane și s-au stabilit în alte localitate. Ceea ce nu mi se pare... În 1990. Mi se pare o greșeală. Ori eu cred că e o greșeală de transcriere a datelor. Dar, în general, sporul natural pozitiv a contrabalansat sporul migrator. Da? Mulțumesc pentru atenție. Vreau să mulțumesc din suflet celor doi profesori. Au început pentru mine, a fost o lecție de istorie. Foarte multe informații pe care trebuie să le recunosc, nu le știam. Și mă bucur, este un plus de valoare la bagajul meu de cunoștințe și a celor prezenți în sală despre ceea ce înseamnă istoria și existența localității noastre ca și unitate administrativ-teritorială. Mulțumim și probabil cu vrerea dumneavoastră astfel de întâlniri vom mai face, pentru că trebuie să cunoască mult mai mulți tătărușeni ceea ce a fost și ceea ce este comuna Tătăruș.